acum la Alianța pentru Unitatea Romilor, vrem să facem un mesaj în care să arătăm că și noi avem romi de-ai noștri, indiferent femei, bărbați, care luptă în linia întâi. Sunt mediatori sanitari, avem asistente, avem chiar și medici care lucrează cot la cot cu românii și lucrează nu numai pentru romi, lucrează inclusiv pentru români și pentru ceilalți. Aceasta este o chestiune foarte importantă pentru că la momentul ăsta există, aș spune tot în prisma stereotipurilor sau a bârfelor, faptul că anumite persoane din sistem de etnie romă practic nu funcționează, să spunem așa, cum ar trebui. Iar dacă puteți să realizați această chestiune cu mediatorii sanitari pe care dumneavoastră aveți rețea, ar fi minunată. Putem și noi să contribuim la chestia asta. Considerăm că este imperios necesar să acționăm împreună în această perioadă și dacă putem să promovăm anumite chestiuni, cum ați spus și dumneavoastră, ar fi ideal. Dacă mai aveți anumite chestiuni de adăugat, vă rog. Da, ce vreau să transmit, să știți că acum, la ora actuală, chiar ar fi foarte indicat să nu se țină cont. Acum nu știu dacă cineva se mai gândește să facă ceva politic. Trebuie să fim foarte uniți, indiferent din ce organizație suntem, indiferent că venim din facem parte din societatea civilă. Indiferent că suntem simpli cetățeni, trebuie să ne unim cu toții, trebuie să dăm dovadă că noi respectăm la fel regulile pe care ni le impune cei de la de sus, de la guvernare, și noi respectăm regulile și respectăm chiar mai bine de către alții, să zic așa, ca să mai zic, de către majoritari. Să știți că foarte multe probleme le fac majoritarii, nu ai noștri. Sunt și printre noștri, normal că în pădure fără uscături nu se poate, dar nu trebuie să fie un exemplu pentru mass media. Să știți că s-au făcut foarte mult, mai mult decât, vin cu un mesaj. Sunt foarte multe echipe de ai noștri, da? Eu vorbesc chiar de la organizația noastră, de la Alianța pentru Unitatea Românilor, care s-au format și merg alături de cei care sunt competenți și care sunt avizați pentru asta, merg în comunități și s-a văzut că marea majoritate a romilor, să știți că respectă aceste ordine care s-au dat de sus. Ce vreau să spun? Asta trebuie majoritatea, nu majoritatea, toți romii, noi și noi, să fim un exemplu, să dăm exemple pozitive ca acești români să nu mai aibă, sau acești rasiști, nici nu știu cum să le zic, da? Să nu mai aibă ocazia să poată să scoată în evidență lucrul ăsta că noi suntem cei răi, noi am adus coronavirus și am făcut altele. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că... Noi vă mulțumim și este important ca acest mesaj să ajungă și la anumite persoane, membrii ai comunităților de romi, că este important să respectăm aceste ordonanțe care circulă. Mai departe, o să-i dau cuvântul domnului Bumbu Gruia. Domnul Bumbu? Alo? Sunt? Auzi? Da, vă auziți. Bea Bumbu, Asociația Fachiv România, Alba Iulia. Cred că ar fi necesar un raport din interior privind situația romilor din țară de rei. Mai mult decât atâta, o adresă către MEAI și Comitetul Național a Situației de Urgențe pentru folosirea rațională a forței. Mai mult decât atâta, în momentul de față, este un război hibrid. Este nevoie normal de postaci, să spunem, și romi, care să reacționeze la fiecare comentariu, la fiecare lucru, cu mesaje foarte bine puse la punct și mesaje calibrate. Mai trebuie mai departe să facem petiții către Guvern și către Comitetul Național de Situații de Urgențe și Comitetul Județean de Situații de Urgențe, pentru că este foarte clar că noi, ca de obicei, cădem, așa zis, sub țap ispășitor. Asta mi-aduce aminte de situația cu lebedele din Austria. Nu? Vorba lor, e primăvară, în loc să vină berzele, s-au întors ciorile. Cam ăsta este mesajul principal pe care îl poartă lumea în mass media. Așa ca și situații cunoscute, pentru că Țăndăreiul este doar, să spunem, captează atenția.
Aș vrea să vă aduc la cunoștință, de exemplu, la Sibiu. 2 morți, 6 confirmați, 50-60 de persoane carantinate într-o singură comunitate. Ce pot să vă spun este că nimeni nu a acționat până când nu a făcut adresă scrisă către Comitetul Județean de Situații de Urgențe. În momentul când s-a înregistrat acea situație, am făcut un raport privind un raport informare către Comitetul Județean, în momentul 2 au reacționat. Mai mult decât atât, la Alba Iulia avem în cartierul Bărăbanți 2 confirmați, cartier închis, străzile sunt închise. La Teiuș, un pastor a fost confirmat, a fost în spital, a fost vindecat, zona cartier Dăneasa închis. La Ciuruleasa sunt 11 cazuri, încă nu știm câți dintre ei sunt romi. Am cerut oficial aprobarea grupului local de suport pe problematica pe romi în cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgență și activarea grupului de județean mix pentru romi. Nici în acest moment nu am niciun răspuns, mi se tot promite că se va face un ordin al prefectului privind integrarea, să spunem, acestui grup local de suport în Comitetul Județean de Situații de Urgență. Cam asta este, dragii mei colegi, trebuie să reacționăm și să nu stăm ca în alte dăți să se întâmple toate lucrurile și noi să fim doar spectatori. Este momentul și avem maturitatea de a reacționa, de a petiționa, de a face adrese oficiale. Am încercat un apel internațional privind situația romilor împreună cu Institutul Diplomatic din Paris. Vă spun foarte sincer că am avut un feedback destul de slab în comparație cu ceea ce ne așteptam. Este foarte clar că toată lumea este preocupată, fiecare este pe turta lui cum ar veni. Dar pentru asta trebuie să stăm împreună, să fie și turta noastră și să ne luptăm pentru ca situația de la Tăndărei și de modul în care este aplicată forța, am văzut zeci de mașini de poliție, armata și toate aceste lucruri care s-au desfășurat într-o comunitate relativ mică. Nu este o comunitate mare care să spui că avea nevoie de toate aceste forțe. De ce s-au dat exemplu pe comunitatea de romi și nu... Eu sunt de părere că trebuie făcut adresă către ei în care să cerem folosirea națională a forței. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult și, într-adevăr, sunt câteva întrebări pe care le-a spus domnul Grea și sperăm să le găsim răspunsul cât de curând. Iar în ceea ce privește demersurile pe care trebuie să le facem, cu siguranță, în termen cât mai scurt. O să dau cuvântul în continuare domnului Florin Manole, urmând că ulterior să rugăm colegii care s-au adăugat acestui apel, colegii din mediul jurnalistic, să dacă doresc să aibă un punct de vedere, invităm în discuție. Florin Manole, te rog. Salutare tuturor! Eu vreau să fiu foarte scurt. Vreau să spun un lucru și să întreb un lucru. Ceea ce vreau să spun este că aseară m-am apucat și am scris așa un draft de text, o să îl circulăm împreună și cu Ciprian. Plec de la ideea că în acest moment în care, într-adevăr, rasismul a crescut foarte mult și toată manifestarea asta de ură din online și din TV escaladează, nu cred că exagerez dacă spun că ar fi momentul ca președintele României, care este garantul aplicării Constituției, care este mediator între instituții, între cetățeni și așa mai departe, să fie cel care să ofere un mesaj de solidaritate către societate și un mesaj pentru drepturile omului, pentru că, de fapt, acum când avem mai multă nevoie de solidaritate decât oricând, ca și societate, rasismul sapă exact la temeria solidarității astea. Și atunci o să închei această parte spunând că o să circulăm
de astăzi seară, de mâine dimineață această, acest text pe care eu îl propun. Evident, fiecare poate să vină cu modificări, cu opinii, să avem o formulă agreată în comun și să ne adresăm celor mai importante instituții astăzi pentru a crește nivelul comunicării. Și pentru că, dincolo de discuții și de scrisori, cred că e important să încercăm să avem și contribuții pe cât posibil concrete, vreau să o întreb pe doamna Dinu de la Țăndărei dacă are comunicare cu primăria, cu Consiliul Local, cu autoritățile de acolo, dacă ei îi ascultă opiniile și doleanțele și opiniile și doleanțele comunității, pentru că dacă nu, e important să facem demersuri în sensul conștientizării primăriei că e bine să discute cu comunitatea. Dacă da, atunci ce altceva complementar putem să facem noi? Eu am reținut tema cu lapte, praf, cu lucrurile astea și cred că sunt extrem de importante, dar dacă există și altceva ce putem să facem noi, am toată deschiderea să și cred că toți avem să încercăm să facem. Dar aș rezuma așa, aveți o comunicare cu primarul localității, cu oficiali de la nivel local, de la poliție până la asistență socială, este comunicarea asta între comunitate și administrație? Doamna Dinu? Da, comunicare este și susținerea atât din partea primăriei cât și din partea compartimentului asistență socială și al poliției. Da, este. Și înțelegerea a fost, și suport de câte ori a fost nevoie, niciodată nu ne-a refuzat, niciodată nu ne-a vorbit urât, niciodată nu ne-a înlăturat, de câte ori s-a putut, s-a și ajutat, da, din punctul ăsta de vedere, da. Dați-mi voi o secundă. Ați spus mai devreme că lipsește laptele praf în comunitate. Știe primăria asta? Da, primăria știe. Pentru că dacă știe, mă aștept să facă ceva. Da, primăria știa acest lucru, numai că laptele praf, după cum știți, nu se dădea decât persoanelor care, copiilor a căror mamă era bolnavă. Noi am avut câteva persoane pe listă la care le aduceam lapte praf noi și le dădeam prin Direcția de Sănătate Publică. Restul persoanelor care nu aveau sân îl cumpăra. Acum problema este că acele persoane nu își mai pot permite să-l cumpere, pentru că nu mai pot ieși nicăieri la muncă și pentru că nu mai au bani. Asta este problema. Între oraș și comunitatea de romi este o distanță destul de mare de mers. Comunitatea compactă, mă refer la cei din Strachina, unde au rămas săraci, să zic adevărul. Cei care au avut bani și au cumpărat case în oraș și au făcut vile și acolo au rămas doar cei săraci și amăreți. Acolo este problema. Ei nu au bani de mâncare, ei nu au bani de pamper și ei nu au bani de lapte. Acum rudele lor care erau în străinătate și le trimiteau bani au venit majoritatea și nu mai au din ce, nu mai au. Și niciun mijloc de transport acum nu mai funcționează între comunitate și oraș ca ei să poată să-și facă cumpărături. Ok, dacă îmi permiți, Florin. Eu am terminat, mulțumesc. Aș mai avea ceva de adăugat, dacă nu deranjez. Vă rog. Chiar înainte să intru cu dumneavoastră în direct, am văzut exact pe TVR1, la știri, când dădeau că li s-a luat armament romilor din Țăndărei. Asta este chiar o mare minciună, pentru că poliția nu a intrat în nicio casă de etnie romă de când a venit în oraș. De ce au spus lucrul acesta? De unde au dumnealor probe pentru ce au spus pe post? Sigur, iată că de asta este relevant să acționăm prompt noi, societatea civilă, pentru că putem să dezmințim în timp real anumite bârfe, zvonuri de această natură. Da, cei romi stăteau cu armele mână la șosea ca să-i vadă poliția când au trecut cu mașinile. Eu nu pot să cred lucrul ăsta și nici nu este adevărat.
Sigur, aș extrapola puțin situația de la Țăndărâni și aș reduce la nivel național, aș duce la nivel național, în condițiile în care există și alte comunități care sunt expuse de asemenea la riscuri similare și, repet, este imperios necesar ca în această perioadă să acționăm prompt și rapid pentru a evita anumite degenerări neplăcute. Așa cum spuneam, avem colegi din jurnaliști care s-au alăturat acestui apel și cu permisiunea noastră o să-i dau cuvântul domnului Oleg Brega, pe care o să-l rog să se prezinte dânsul cum consideră. Domnul Brega? Mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi. Sunt Oleg Brega, activist civic, întrețin blogul Curaj TV, publicăm des clipuri, intervenții despre discriminare, despre drepturile omului, despre egalitate. M-am mutat de vreo 3 ani din Republica Moldova, de la Chișinău, m-am mutat la București și chiar aici, în sectorul 6, în drumul Taberei, unde locuiesc, pe lângă blocul meu, am văzut o inscripție murală, un graffiti, în care mesajul era rasist în limba română. Atunci nu prea le aveam cu relațiile cu autoritățile, încă nu îmi găsisem loc sub cer și pur și simplu pentru că făceam reparație în casă am scos bideneaua și am vopsit inscripția aceea. Recent însă, în sectorul 5, am găsit o stradă întreagă, pe Cineaga parcă se numește, prin Ferentari, o stradă întreagă inscripționată cu astfel de mesaje rasiste. Și chiar cu svastică nazistă, am filmat, am publicat și am sesizat și primăria sectorului 5. Deocamdată nu am nicio reacție, dar constat că asta e o problemă cronică, veche, pot să zic, de până la războaie. Știm ce s-a întâmplat și în ultimul război mondial, mă refer la Romacaust sau Holocaustul romilor. Acum poate ne doare mai tare sau acum poate se acutizează situația asta, dar trebuie să reacționăm, eu știu, și prompt, și calm, și la rece, la fiecare astfel de caz. Mi se pare bună ideea, nu știu cine a lansat-o, ca să vorbim despre medici romi pe care îi știm sau soră medicală rom, orice polițist rom care își face bine datorie pe timpurile astea și să mediatizăm ca exemple bune, la fel cum, iată, găgii ies la geam seara sau se duc chiar cu flori și aplaudă medicii de toate etniile, nu îi aleg. Deci ar trebui într-un felul ăsta poate să vorbim despre cazuri pozitive ale romilor și să difuzăm pe toate canalele posibile ca să se știe că romii sunt și suferinți, sunt și implicați pe baricade, fac parte din întreaga națiune română și indiferent de etnie, toți suntem la fel de afectați de coronavirus. Sunt alături, îmi pare rău pentru ce se întâmplă, înțeleg că acum e mai grav, încerc să mă implic să fiu alături. Aș mai avea o singură întrebare, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră, ca jurnalist, cum vedeți poziția altor colegi sau unora dintre colegii dumneavoastră care prin reportaje sau emisiunile pe care le fac au tot felul de mesaje împotriva acestei comunități sau, îmi permit să spun, că instigă subliminal la această poziție împotriva comunităților de rom? Urmăresc televiziunile, site-urile pe internet, ziarele și, credeți-mă, s-au schimbat lucrurile foarte mult spre bine în ultimul deceniu, să zicem. Deci acum CNCD-ul, CNA-ul și cine mai monitorizează și aplică deseori amenzi, a forțat schimbarea de atitudine sau măcar de limbaj, chiar dacă atitudinea nu s-a schimbat, dar exprimarea ei publică e mult mai responsabilă acum, comparat cu 10, cu 20 de ani în urmă sau cu mai multe decenii. Dar e mult de schimbat încă spre bine, deci e mult de insistat și trebuie fiecare jurnalist, reporter în parte care greșește să fie stigmatizat, să-l frigă și cu amendă și cu critici publice. Sigur. Particip la protestele RSL, particip la astfel de discuție, vă susțin, vă sunt alături, mulțumesc pentru încredere.
Și noi mulțumim pentru susținere. Sigur, cum au spus și colegii mei anterior, și noi ne-am bazat pe această societate coezivă pe care considerăm că am construit-o împreună până la acest moment, de asemenea și pe suportul CNCD-ului, însă așa cum spuneau și colegii mei mai devreme, iată că în momente de criză, la nivel mondial, se pare că suferim, vrem sau nu vrem să recunoaștem o... mai mult decât dezamăgirea, aș putea spune, din acest punct de vedere. O să-i dau cuvântul mai departe domnului Mihai Eduard Alin. Mă numesc Mihai Eduard Alin și sunt din Râmnicu Vâlcea. Sunt de etnie romă, dar activez ca voluntar la ISU Vâlcea. Văd foarte multă negativitate pe Facebook, în presă, că au venit țiganii din altă parte, că vin cu virusul ăsta ucigător și sunt, deci mă simt foarte dezamăgit. Recent am salvat viața unui om, tot român, dacă gândeam și eu cum gândesc românii, bă, stai că e român și să nu-l salvez, lasă acolo, mă duc acasă, cred că era urât din partea mea. Părerea mea trebuie să fim uniți cu toții, chiar dacă e român, țigan, dacă era dincă țigan, cum era? Se ducea zvonul 10 ani, un țigan a omorât două fete. Și... deci, virusul ăsta e mai ușor decât rasistul. Pentru că noi românii nu ne ajutăm unii pe alții să dăm mână de ajutor tuturor românilor, cetățenilor din această țară, să fim împreună și la bine și la greu. Atât am avut de spus, nu pot să fac politică. Sigur. Și sunt... mulțumim mult, Mihai, este bine de știut faptul că apreciem susținerea oricărui activist de din orice zonă ar veni. Mai avem alături de noi și alți jurnaliști, printre care și domnul Mândruță, pe care l-aș ruga dacă este în regulă să intervină. Sunt aici, da. Mulțumim mult, vă rog. Mulțumesc și eu. În primul rând l-am ascultat puțin mai devreme pe domnul Brega, care spunea să fie pedepsiți jurnaliștii exemplari. Să... domnul Brega, cine stabilește ce se poate discuta în țara asta? Asta e întrebarea mea acum. Cine stabilește ce e bine să vorbim și ce nu e bine să vorbim? Ce e rasism și ce e dezbatere sinceră despre valorile culturale ale unor oameni? Fiindcă voi acum aveți un șoc, constatați că, și uite, o să vă dau un sondaj. Voi, noi toți, că și eu l-am avut și am și scris despre el. Am pus un sondaj după filmuleț la mine pe pagină, au răspuns 4500 de oameni. Și lucrurile arată așa. Ce părere aveți despre cetățeanul ăla? 41% au spus a fost dur, dar i-a dat o lecție să se învețe minte. Eu, ca să înțelegeți, eu criteriile astea, mă rog, răspunsurile astea le-am selectat dintre tipurile de răspunsuri pe care le-am găsit la filmulețul original. Deci am pus cele 5-6 importante. Deci 41% a fost dur, dar i-a dat o lecție să se învețe minte. 31% neprofesional, dar dacă oamenii nu înțeleg altfel, ce să faci? Rasist, neprofesional și incorrect, nu așa trebuie tratați oamenii, 16%. Stupid, arată că nici jandarmul nu are mai multă minte, 4%. Ar trebui dat afară jandarmul, a greșit enorm, riscă să provoace un conflict interetnic, 2%. Acum să vă dau și faptele despre publicul meu. Eu am 240.000 de oameni, marea lor majoritate sunt urban, corporatist, urbanul mare, corporatist, meserii liberale. Am făcut zilele trecute un sondaj în care am întrebat dacă sunt acasă și peste jumătate erau acasă, deci sunt oameni care își pot permite izolarea la domiciliu. Asta înseamnă profesii de obicei de birou, de calculator. Practic sunt corporatiștii de la Rezis, ca să o spunem mai pe dreapta. Deci acești oameni, 70%, sunt alături de jandarm. Și este un șoc pentru toată lumea, tocmai datorită faptului că activiștii în ultimii 10 ani au interzis dezbaterea onestă despre această problemă. Și în aceste situații, domnii care sunt aici de față, cred că avem și un sociolog, știu ce se întâmplă. Deci când un discurs public este interzis în public, el se duce în subteran. Majoritatea tăcută se numește fenomenul ăsta și el riscă să erupă. Riscă să erupă peste capul nostru la un moment dat, într-o eventuală victorie electorală a unui partid extremist, românesc, naționalist și anti, mă rog, xenofob, eventual anti-roma.
Ăsta e un risc la care, culmea, ne-a dus tocmai faptul că nu s-a putut dezbate problema atâția ani. Înțelegeți? În mod deschis și direct. Și mai ales ne-a dus aici, după părerea mea, faptul că în comunitatea romilor nu există un lider de opinie moral, cum să zicem avea comunitatea românească în mare în anii 90, Pleșu, Liceanu și așa mai departe, care să le spună celor care greșesc în niște atitudini culturale că nu e bine. Sau ca să le spună vizibil și să audă și românii că asta este problema. Că poate voi vorbiți în live-uri din astea sau în discuții între voi. Dar ce ajunge la marea majoritate este filmulețul cu romii care ați văzut și voi, s-a multiplicat de pe autostradă, care vorbeau niște tâmpenii, niște unii, că venim peste voi cu virusul, nu știu ce. O prostie a celor oameni, dar care, vedeți, a fost multiplicată. De cine a fost multiplicată? Păi sunt destui care vor să bage zăzanie între comunități. Unii cu motive politice, alții că stâmpiți, pur și simplu, adică nu e vreo chestie. Dar în primul rând, cred că trebuie să deschidem o discuție onestă în povestea asta. Dacă tot timpul oamenii care încearcă să o aibă sunt puși la colț că sunt rasiști doar pentru că se plâng de faptul că anumite atitudini culturale nu intră în normele societății as a whole, dau un exemplu, nunta între blocuri, de exemplu, care nu este întreruptă niciodată în România, cel puțin de câte știu eu. Acest lucru sapă la încrederea, la temelia încrederii între comunități, faptul că nu există o regulă comună la care liderii să adere și ai comunității românești și ai comunității romă. Asta e chestia. Cred că ar trebui să deschidem o discuție onestă, dar nu cred că putem încă, pentru că în continuare activismul ne zice să tăcem și să considerăm subiectul închis și să mergem pe linia PC. Nu cred că mai merge linia PC, dacă mă întrebați pe mine, pentru că vedeți câți oameni sunt în spate care vin cu ură. Ura asta vine din lipsa de comunicare, din faptul că nimeni nu le-a spus, stai mă, hai să discutăm. Am auzit mai devreme o chestie care, să știți că la mine pe pagină, a dat foarte rău, foarte rău. Un domn care spunea, nu se poate să ne discrimineze pe noi ăștia din Țăndărăi, că suntem mulți și puternici. Mie îmi sună amenințare. Nu e ok. Nu sună cum trebuie. Ce ar zice dacă ar zice românii la fel? Nu puteți, mă, să ne bate joc de noi, că suntem mai mulți ca voi și mai puternici. Ar fi oribil. Deci, norocul României în acest moment este că nu avem un lider politic extremist și xenofob și anti-roma. Temeți-vă de momentul când va apărea și cred că trebuie să ne dăm mâinile dintr-o parte și într-alta ca el să nu apară. Asta înseamnă că trebuie să veniți de la voi cu exemple de bune practici, cu eroii voștri care să se dea mâna eroilor noștri. Altfel nu funcționează, părerea mea, sfatul meu onest, care eu nu vreau un război civil în țara asta și nici nu vreau să se întâmple nimic cu niciun cetățean român. Rău, dacă se poate. De asemenea, nu aș dori să fiu condus de un dictator xenofob, pentru că după romi urmează celelalte minorități și eu mă aflu într-o minoritate culturală și eu. Și nu intenționez să mă las nici eu discriminat. Mulțumesc. Domnul Bunduruță, dacă îmi permiteți, aș avea două întrebări. Am urmărit cu drag emisiunea dumneavoastră de la radio, dar și unul din clipuri pe pagina dumneavoastră chiar de curând, în care furnizați date concrete și statistici concrete despre cum au fost gestionați banii din guverne, din ministere, în detrimentul, iată, acestei crize, când nu se regăsesc fondul. În acest context, prima întrebare, și apreciem suportul dumneavoastră în general, dar și în acest context, prima întrebare ar fi în următoarea. În condițiile în care, admitem că anumite fonduri nu guvernamentale așa cum ar trebui în ceea ce privește comunitățile de rom. Însă în această situație de criză în care principalele recomandări sunt să te speli pe mâini, iar noi avem în comunități, majoritatea comunităților, situații în care acești membri ai comunităților nu beneficiază de accesul la apă. Cum vedeți dumneavoastră prin prisma clipului pe care l-ați publicat de curând? Dacă nu știu de ce clip vorbim, deci nu mai știu despre care clip.
Da, au fost mai multe. Este un clip în care, da, că s-au dus atâtea milioane... ăla cu investițiile noastre prostești. Exact, da. De asta vorbesc. Iar că aparte din investiții, dacă vorbim de infrastructura în ceea ce privește comunitățile, dorim, colegul nostru Ciprian Nicula a publicat de curând un articol în care sublinia faptul că în majoritatea comunităților de rom nu există infrastructură. Acces la apă, drumuri, canalizare și așa mai departe. Motiv pentru care aș fi curios să aflu o poziție a dumneavoastră apropo de investiții bizare. În contextul coronavirus, cum apreciați dumneavoastră aceste investiții în ceea ce privește primăriile locale? Adică în această criză avem recomandări precum spală-te pe mâini. Însă sunt oameni care se duc la un kilometru jumate, 2-3 kilometri să-și ia apă, care se întâmplă să fie, să nu fie și potabilă. Și acum să nu... Să știți că eu, unul, nu sunt la guvernare, n-am fost până acum, nu. Adică nu sunt... Moise poate că la un moment dat era să fie, dar eu rămân totuși jurnalist. Doi, eu sunt de la țară, dintr-o comună în care nici acum nu avem apă curentă. Dintr-o comună din sudul județului Argeș. Mama ia de la... Mă rog, acum am tras în casă, dar noi avem de la fântână, dăm puț, cum ar veni. Nu avem canalizare, avem... Suntem, deci, ca toată lumea de la țară, cum este ea de câteva sute de ani. Părerea mea este că acești bani nu ajung la comunitățile astea pentru că v-ați dat votul foarte ieftin. V-ați dat votul foarte ieftin și v-ați dat votul unor oameni care nu meritau încrederea voastră. Nu numai voi, adică nu e că au făcut doar romii treaba asta. Toți românii în general, dar și romii au făcut același lucru. Nu au avut oameni în comunitatea lor puternici să se ridice și să devină primari, să facă presiuni, să facă legi și așa mai departe. Și la nivel micro, acolo, în comune și în localitățile mai mici, n-au avut forță să se coalizeze în blocuri politice. Dau un exemplu pe care îl știți foarte bine, UDMR. O minoritate, cred că de egală, să zicem așa, un număr egal, și care au reușit să determine legi pentru ei, au reușit să determine investiții în zonele în care sunt, o mulțime de alte lucruri, pentru că au fost mai organizați și pentru că și-au înțeles interesul politic și l-au promovat ca atare. Nu mai zic că, la fel ca și la noi, la comunitate, eu nu vă văd voi noi, deci nu știu cum, e greu să zic voi noi. Dar, uite, v-au țepuit și niște lideri, cinstit. Adică i-ați avut și voi pe Dragnea al vostru. Nu? Este o realitate și un subiect pe care să dezbatem cu siguranță cu altă ocazie. Să zică Ciprian, că știe el, știe. Da. Ce să mai e? Tocmai, dacă îmi permiteți, aș vrea să spun și eu puțin ca reflexie. Sigur că întotdeauna am și scris asta, adică nu prima dată când a spune, că și liderii romilor au contribuit la starea comunității de rom. Dar, atenție, este o casă privilegiată care a preferat să vândă voturi către partide mainstream, PSD, PNL, nici nu contează. Toți au avut cumpărători de voturi, ca să zic așa, și promisiunea partidului niciodată nu a fost către comunitate, ci a fost către ăla care cumpăra, care vindea voturile. Și atunci, sigur că efectul ăsta a fost nimeni a investit acolo. Dar asta este o problemă mai ceva mai complexă, pentru că Lucian m-aș toarce puțin la subiectul dezbătut aici și care este acum pe agenda. Am avut și alte discuții apropo de grupul ăsta legat de sărăcie în comunitate sau reprezentare politică și vom continua să facem asta, dar subiectul de rasism, boom de rasism în mass media de acum și nu cred că cineva care neagă asta în acest moment, Lucian a zis ceva de responsabilitatea liderilor romi și faptul că romii nu au comunicat unde a ajuns. Și aici sunt de acord. Romii nu au comunicat unde a ajuns cu mass media. Nu au fost surse de informare pentru jurnaliști în comunitățile lor. Dar asta din și din motiv, pentru că totdeauna romii au fost văzuți într-un mod, să spun, ca cei despre care vorbim nu gândesc, nu au cum să-și elaboreze ei, nu au cum să fie comunicatori. Sunt câțiva care au să ajungă în mass media să comunice, printre care, mă rog, eu întâmplător, dar și Gel Duminică, Florin Manole, care e și deputat. Bun, dar în rest, mă sunt limitat. Aici te înșeli, îmi pare rău, dar tu, în primul rând, că te înșeli. Voi nu știți cum să vă alegeți comunicatorii. Nu știu dacă știi care e trendingul pe YouTube. Știu foarte bine care e trendingul. Păi în top 10 pe YouTube
peste jumătate sunt romi. Când scoate Dani Mocanu un cântec nou, Smiley respiră foarte greu. Adică, înțelegi ce vreau să zic? Da, da, da. Bun. Nu, vorbesc Dani foarte serios. Nu, e adevărat. Dani Mocanu e un caz mai neplăcut, într-adevăr, că a făcut și... Vorbim de oameni care comunitatea lor, pentru că nu vorbesc ce lipsi de stabilitate și implicare. Nu, dar de ce celebritățile vând întotdeauna? Uită-te în Statele Unite. Comunitatea de culoare comunică prin celebritățile ei. Sigur. Basket, rap, ce vrei tu. Deci nu poți să comunici doar cu politicienii sau doar cu activiștii civici. Luați-i pe ăștia deoparte. Băi, nene, Alex Velea, tu n-ai avut niciun clip zilele astea. Ce faci când românii se revoltă împotriva țiganilor? De ce nu? Zic Alex și eu. Alex Velea e rom? Nu știu. Nu știam că e rom, dar foarte bine, mă bucur să aud asta. Bun. Eu așa știam, nu e? Nu știu. Bun, dacă nu e, ce scuze. Dau un alt exemplu. Nu știu. Și Mircea Lucescu, am dat, era făcut rom de Mădălin Voicu și a negat omul. Deci, na, nu putem să se bănim. Și Ștefan Bănică se spune că e rom și mai neagă asta. Deci, sunt foarte mulți în situația asta. Dar dacă dai voi scutul frate la capăt, ce vreau să spun este așa. Jurnalismul este o profesie, are un cod etic și se face o facultate pentru asta în principiu, tocmai pentru că este o profesie care se presupune obiectivă, iar unii spun că este chiar și istoria zilor de mâine, că sunt bucăți de istorie, file de istorie pentru zilele următoare. Deci, jurnalismul este o meserie obiectivă. Iar obiectivitatea presupune un echilibru, presupune a investiga, presupune a cunoaște. Opiniile, sigur, nu condamnă nimeni opinie, poți să ai opinii de orice fel, până la limita a călca un drept al cuiva. Dacă acum opinia ta este despre bicicliști, nu, bicicliști nu este exemplu. Mă rog, Acest corectitudine politică chiar oprește aproape orice dezbatere, nu numai în legătură cu romii. Nu mai poți să mai zici nimic de fete, doamne, ecologiști, deci toată lumea salvează planeta, nu mai ai dreptul să contești nimic. Adică eu am obosit, nu mai pot să zic ceva că vine unul la mine pe pagină. A, nu, că ești aici, nu e corect ce zic. Nu, dar trebuie să fim atenți că acum demnitatea oricărei persoane este importantă, indiferent de etnie, sex, și așa. Problema este următoarea. Zilele astea a fost abuz în și s-a fost asta clar, se număr a 20 articole și în presa centrală rasiste efectiv, în care blamau efectiv romii. Am văzut un articol în Prahov, în Observator de Prahov, așa de asta, absolut incredibil, în care omul acela mai invita la ură și l-am citit. Eu ce zici? Astfel de lucruri nu sunt posibile. Iar reacția nu poate să vină doar din partea romilor la asta, pentru că îți afectează și ție profesia ca jurnalist. Da. Tu, jurnalist, ok, nu poți să fii asociat cu un jurnalist care publică astfel de, scuză-mă, rahaturi în timpurile noastre. Da. Pe de altă parte, acum trebuie să înțelegi și tu un lucru, că aceste rahaturi, pentru că, ți-am zis, majoritatea tăcută le aprobă, fac super trafic. Deci eu, ca să spun drept, mă uit la CNN online acum, nu mai face nimic normal la cap trafic. Deci dacă spui o părere normală, simplă, civilizată, s-a terminat, nu mai e. Toată lumea este super isterizată. Dar povestea acum a început și voi ar fi trebuit să aveți antenele întinse și să, într-o situație de criză, să reacționați mult mai repede. Povestea a început cu vămile, dacă vă aduceți aminte, și cu primele mărturii, primele informații au venit din vâmi și primele filmări au provenit de la oameni care fie filmau romi acolo, fie s-au filmat ei înșiși. Într-un fel, adică livrând niște stereotipii cu care românii nu pot să fie de acord. Ok? Cu muzică tare și cu, din asta, aroganță, știi? Generalizez aici că sunt mulți români care ascultă muzică tare și sunt bun, la fel de acord. De acord. Nu, dar vreau să... Hai să-ți explic de unde a venit. De acolo a venit. Eu m-am uitat la dinamică. Alea, cel puțin, videoul acelei doamne de etnie romă care striga pe autostradă așteptând la coadă românilor venim peste voi, l-a făcut cel puțin 5 milioane. Ce face presa acum? Vă spun cinstit, presa acum stă și se uită pe Facebook să vadă ce face trafic și de acolo își ia și tonul și contentul. Fiindcă presa pare rău, dar are mai puțină audiență decât Facebook-ul acum. Mai puțină.
Și atunci presa e cumva la remorca Facebook-ului, iar Facebook-ul este cetățeanul care dă din rărunchi share și comentează. Deci noi avem chiar o problemă de masă pe care o vedem peste tot în lume, și anume faptul că adevărul nu mai e dat de valoarea de adevăr a unui lucru, ci de numărul de tâmpiți care îl cred, care cred chiar o minciună. Deci, cu alte cuvinte, presa are nevoie de marketing, iar romii sunt subiect bun de marketing pentru de foarte multe ori și vinde informații. În orice situație, ai nevoie de un țap ispășitor. Așa a câștigat Hitler alegerile, pentru că Germania era într-o situație foarte grea în 33. I-a găsit pe evrei, care, cum să zic, n-aveau nicio treabă. Adică erau trei finanțiști care îl supăraseră pe el și în rest 6 milioane de oameni care nu deranjau pe nimeni. Dar tocmai asta au fost... nu vrem să repetăm, nu? Tocmai asta nu vrem să repetăm. Și responsabilitatea jurnaliștilor, mi se pare, și etica, da, foarte importantă, dincolo de marketing. Dar încă o dată, ce vreau să vă explic este că jurnaliștii nu mai contează atât de mult. Este foarte punctul acesta. Da, spuneți. Asta vreau să spun. Presa, gândiți-vă, s-a desființat de facto. În momentul ăsta, presa nu mai are subiecte independente. Are două surse. Autorități și social media. Reporting-ul propriu-zis, story-ul propriu-zise, nu prea mai sunt așa de multe. De. Pentru că viața s-a terminat, presa nu mai are de mulți bani, ratingul nu e de mare, s-a mutat foarte multă lume în social media. Este foarte bine de știut chestia asta, pentru că, apropo de ce spunea și Ciprian mai devreme și de pe profesie, profesionalism și apropo și de surse, cert este faptul că anumiți jurnaliști se bazează mai degrabă pe ce impactează la nivel, ce prinde bine la public, în detrimentul a unei profesii așa cum ar trebui. Mulțumim mult, domnul Lucian Mândruță, dacă mai aveți ceva de adăugat. Eu vă doresc un lucru foarte simplu. Să ieșiți. Eu cred că activiștii unui grup, oricare grup ar fi, trebuie să aibă două tipuri de poziție publică. Una în care își laudă grupul și îl promovează și una în care critică lucrurile care li se par rele în acel grup. Voi trebuie să găsiți o punte de comunicare cu majoritatea, inclusiv vorbind despre lucrurile care nu vă plac la români, de asemenea lucrurile care nu vă plac la comunitatea voastră. Trebuie să găsiți o punte în care nu poți să le spui, băi, suntem perfecți. Nu poți să le spui celorlalți, suntem perfecți. Nici românii nu sunt perfecți. Trebuie găsită o punte de comunicare care să includă niște lucruri în care să spunem, băi, uite, cred că am putea îmbunătăți aici lucrurile. Haideți să discutăm ce nu vă place și noi ca activiști o să spunem comunității noastre, uite, asta ar trebui să facem ca să ne înțelegem mai bine. De aici trebuie pornit. Mulțumim mult, domnul Lucian Mândruță, cel puțin în acest... Eu nu plec, mă uit mai departe la voi. Mulțumim pentru intervenție și apreciem susținerea dumneavoastră în continuare. Aș completa cu faptul că, cel puțin din intervențiile celorlalți colegi, s-a observat faptul că, da, conștientizăm anumite lacune cu care ne confruntăm, însă, pe de altă parte, ne dorim să și promovăm anumite valori pe care le poartă această comunitate. Și vă trebuie eroi în continuare. Uite, domnul de mai devreme de la Smurd. Genul ăsta. Acum. Și aici ar trebui să întindeți o mână și pentru către jurnaliști, nu știu, un reporter, doi cu care vă mai știți. Băi, fii atent, am eu băiatul ăsta care e la salvare. Fă și tu un story cu el, dă-te încolo. Noi, dacă și rog și urmăritorii noștri la acest moment să intre pe pagina noastră de Facebook și să observe că avem o grămadă de persoane care activează în domenii precum poliție, medicină, jandarmerie, care s-au ancorat în inițiativa RSL-ului de platforme civice RSL de a furniza aceste videouri și îndemnuri către comunitatea de rom. Educație și în weekend am adunat toate ideile pe care le-am avut să le propunem către minister și aici, dacă careva din voi aveți vreo idee cu care putem contribui la educația copiilor din mediile defavorizate, suntem deschiși să le primim. Contactele mele le aveți, mă găsiți pe Facebook, pe LinkedIn și cam atât pe scurt. Mulțumim mult, este bine de știut că este o inițiativă minunată și care încurajează participarea educațională în rândul copiilor romi,
mai ales în acest context de criză. Și cu siguranță sunt și alte inițiative și rog și pe alți colegi, dacă binevoiesc, să prezinte inițiative similare. S-a înscris mai devreme, însă, dintr-o eroare am uitat să-l arunc în discuție, pe Mihai Eduard Alin. Te rog, Mihai. A zis domnul Lucian Mândruță că de ce nu apar și la televiziune sau în presă. Pentru că televiziunea nu vrea eroi de mie romă. Am dat sute de e-mail-uri, am sunat la Pro TV, la Antena 1. A zis că au un anumit program și respectă și nu pot să mă bag eu peste ei. A fost un răspuns foarte urât din partea lor. Adică mai bine spuneai că nu poți, că ai altceva în program și gata, dar mi-au zis că n-au timp de mine. Când ai întrebat, când ai dat mesajele astea? Acum vreo lună de zile, când l-am salvat pe domnul acela. Aha. Da. Sfatul meu, când ești în situația asta, mai degrabă fă o postare, un film, o, două, trei poze, scrie povestea, foarte mult contează să scrii povestea cu mai multe cuvinte, adică să fie cam așa, cât ecranul telefonului măcar, să fie povestea și să fie cu detalii emoționale și după aia vorbește cu prietenii să ți-o viralizeze. Televiziunile ajung la story-uri după ce se viralizează pe online, să știi, de multe ori. Mihai, și chiar dacă nu ajunge televiziunea la tine, dar măcar ți-ai spus povestea mai departe, au citit-o unii, știi? Și putem și noi să promovăm. Mihai, spune-ne te rog câteva detalii pentru toți urmăritorii în ceea ce privește situația ta. Și despre cazul despre care vorbești. Eu lucrez la o spălătorie auto, self-service și la un moment dat un coleg de-al meu monta faianță. Și fuma două pachete de țigări la zi, a făcut stop cardiorespirator. Eu eram voluntar la Crucea Roșie, mi-am amintit plus ce am mai făcut la SMURD cursurile de prim ajutor. L-am salvat, a venit echipaj SMURD, l-au luat ei mai departe și omul e bine. S-a lăsat de fumat? Da. Ok. Da. Când a venit acasă, când a venit acasă de la București, l-am văzut pe picioare, m-am simțit foarte mulțumit că am putut să dau, am putut să-l salvez și asta contează cel mai mult. Cazul tău este similar și aș mai aminti din eroii romi, inclusiv pe doamna mediator de la Țăndăreni. Sunt mulți eroi care, din păcate, nu au putut fi prezentați în public. Te rog, Ciprian. Aș vrea să mai dau ceva apropo de eroi. E aici Giuliano și are o poveste interesantă, o să spun eu pe scurt, dar asta la care Giuliano poate mai târziu puțin să mai adauge. În al doilea război mondial, când romii erau pe front, străbunicul meu a fost pe front, a murit pe front pentru România. Da, astea sunt date irelevante pentru că foarte mulți cetățeni în România au murit pentru România. În unele cazuri, când romii luptau pe front pentru România, familiile lor de acasă le-au deportat în Transnistria. Deși ei luptau pentru România. Iar familiile lor le-au dus la moarte. Familie înseamnă soții, copii, bătrâni care nu puteau să meargă pe front. Deci, apropo de eroi și totul conceptul ăsta, nu s-a spus niciodată despre singura chestie pe care străbunicul meu a primit-o, este că în biserica din Ceacu, Călăraș, e numele lui scris acolo, Ivanciu Ion. Dar atât, nimic altceva. Și sunt foarte mulți astfel de romi care contribuie. Am făcut filmări pe RSL cu medici romi, cu studenți susținuți la medicină de către Roma Education Fund, burse, să ajungă medici, și acum sunt în prima linie. Unii lucrează la Balș, se ocupă de coronavirus. Nu se vorbește despre oamenii ăștia. Și de ce? Pentru că probabil că nu promovăm noi prea bine ideea asta, este ceea ce spune Lucian și mă bucur că a dus asta în discuție, sau, din potrivă, că nu se știe despre ei, sau că nu e ca să comunicăm. Mi-aduc aminte iar de două chestii și aș da cuvântul și Giuliano puțin. Știți Busuioc, care a câștigat Vocea Spaniei sau ceva în genul ăsta? Era presa duduia, românul care a ajuns în semifinală, românul care a câștigat. Nu știu. Bun, ulterior a ajuns, niciodată n-a fost țiganul, pentru că aducea o imagine pozitivă, să zic așa, României în Spania. Bănel Nicoliță, toată lumea știa că e rom.
Era iubit, a jucat bine, era alergător, era muncitor, se spunea spre el. Cum era acolo cu Real Madrid, când a redevenit țigan, țiganul Bănel Nicoliță. Bun, deci aici e o graniță foarte sensibilă între, între una și alta. Și apropo de, de granițe, totdeauna în dezbaterea pe care eu am avut-o cu colegi de-ai mei sau jurnaliști, m-am întrebat, bă, unde este granița între demnitate, între discriminare, rasism și liberă exprimare? Sigur că e greu să definit teoretic, dar cred că în diverse momente lucrurile astea să granița este fluidă, e volatilă. Adică în context de război, cum spunea cineva mai devreme, criza în care ne aflăm, pentru că noi nu avem războaie, nu o să mergem la războaie noi cu armă, generația noastră, dar avem astfel de războaie când, uite, stăm în casă izolați cu toții. Ei, în situația asta, care este granița între discriminare, stereotipuri, prejudecăți despre diverse grupuri, inclusiv romi, și lipsa de exprimare? Guvernul a făcut-o deja. Avem o ordonanță care limitează cumva sau dă puteri suplimentare autorităților să închidă inclusiv publicații. Și au făcut-o, dacă nu mă înșel, cu una, două site-uri online. Deci, despre asta vorbim. În situații de criză, totdeauna s-a căutat și alți cum s-au referit la asta, capul inspectorii. Oamenii au avut nevoie de un vinovat. Și cel mai ușor să găsești este cel care nu este, care nu poate să se autoreprezinte, care nu ar putea să comunice despre sine, care nu are polițieni capabili să ducă un discurs. Și nu mă refer aici la nu știu, cei 2-3 polițieni care sunt mai vizibili, mă refer la cei la nivel local, care sunt, din păcate, supuși autorităților locale și atât. Deci problema e ceva mai complexă și ține cumva de responsabilitatea noastră a tuturor. Adică mă întreb, cum e posibil ca jurnalistul din Prahova, că tot am dat ca exemplu, să fi publicat articolul acela care incita la ură, care incita la violență? De ce e nevoie în condiții în care oricum trăim ceva ce este extraordinar? Nu cumva avem nevoie cu toții de unitate și solidaritate? Nu cumva el care lucrează acum la SMURD sau e voluntar la servicii de ajutor să ajute pe oricare indiferent de etnia lui? De ce mi-ar păsa mie că cel pe care îl ajut e rom, e turc, e tătar, e femeie, e bătrân, e tânăr, e copil și așa mai departe? Ar trebui să-mi pese? Nu, evident că nu. Ăsta e răspunsul corect. Sau politică de corect unii. Ei, din păcate, totdeauna avem astfel de probleme. Noi am invitat în România mediatorii sanitari pentru că doctorii nu tratau romii. Am inventat mediatori școlari pentru că copiii romi nu erau primiți în școală sau erau puși în școli segregate. Vorbim de o istorie de respingere pe care e greu să o recuperăm în 30 de ani pentru că ea ține de ceva secole. Știu că o să spuneți, bă, te-ai dus iar la sclavie și da, romii au fost sclavi 500 de ani aici. Iar acest lucru se vede și azi, un efect pe care îl trăim. Nu se duc așa asta de la sine fără măsuri de recuperare. Din păcate, România n-am avut asta până acum. Imediat după ce a fost dezrobirea romilor, am aplaudat. Romii sunt liberi. Și ne-am bucurat și cu Gălceanu în aula Academiei, care spune că ar fi mândri străbuni să vadă că în sfârșit am eliberat pe romi. Dar în realitate nu s-a întâmplat nimic. I-au lăsat de liște. Și s-a întâmplat și mai târziu, în epocile care au urmat, în comunism asimilare și nu până acum un cel istoric întreg. Dar ce vreau să spun este că în astfel de situații, cum a spus și Florin Manole, avem nevoie de solidaritate, de a pune osul împreună pentru oricare cetățean român care se află într-o stare de vulnerabilitate, pentru că un singur om salvat este în beneficiul nostru al tuturor.